Psalmul 95, cu versetul 7, este o frază care este deosebit de frumoasă, care psalmistul spune că El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunii Lui. El este Dumnezeu și El este Dumnezeul nostru. Iar noi suntem poporul Lui, poporul pășunei Lui. Noi depindem de El pentru viața noastră, pentru tot ceea ce primim, pentru veșnicia noastră. Și există atâta binecuvântare în a cunoaște aceste realități, în a cunoaște cine este Dumnezeu și a-L cunoaște pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeul tău, și ne cunoaște cine suntem noi, și anume creaturile sale. A fi poporul său, a fi dependenți de Dumnezeu, este cea mai mare binecuvântare, pentru că Dumnezeu este dătătorul oricărei binecuvântări. Tot ceea ce este bun provine de la El. Tot ceea ce este frumos provine de la El. Și a fi dependent de Dumnezeu este cea mai mare binecuvântare. În ziua de astăzi, ideea de a depinde de cineva nu este un gând foarte frumos. Toată lumea vorbește despre independență, despre emancipare. Soțiile vor să fie emancipate de soț. Soții vor să fie independenți financiar, să nu depindă de nimeni. Dar Biblia ne spune că în cele din urmă, toate și toți depind de Dumnezeu. Și a depinde de Dumnezeu nu este un lucru rău și nu este o rușine. A depinde de Dumnezeu este cea mai mare binecuvântare. A vrea să depinzi de Dumnezeu, a te bucura că ești al lui Dumnezeu, este cea mai mare binecuvântare. Atunci când cunoști pe Dumnezeu cu adevărat, atunci când știi cine este și atunci când îl cunoști ca și fiind Dumnezeul tău. Sentimentul de altfel natural care erau mulți, care vor să fie emancipați de Dumnezeu, este destul de ușor de înțeles. Este precum o fată care e dată în căsătorie, prin aranjamente al familiei. Ea nu cunoaște bărbatul, ea nu știe cine este, ea nu știe caracterul său, ea nu a dorit ca să fie în grija lui, nu a dorit ca să fie soția lui și nu vrea ca să depindă, ca viața ei să depindă de această persoană. Dar pentru creștin, a fi în această relație cu Dumnezeu este precum o mireasă care de-abia așteaptă soțul ei. Pentru că îl cunoaște. Pentru că știe că soțul ei o iubește mai mult decât orice. Pentru că știe că soțul ei îi dorește tot binele din lume. Și a fi dependent de el, a fi sub autoritatea lui și supus lui, este locul în care își va găsi bucuria și împlinirea cu adevărat. Este locul unde ea va fi protejată de tot ceea ce e rău în lumea aceasta. De tot ceea ce e murdar. De tot ceea ce e negativ. Și de-abia așteaptă ca să fie împreună cu el. Să fie sub autoritatea lui și să fie a lui. Pentru creștini este acest sentiment. Dumnezeu, Hristos, este mirele nostru. Și El și-a dovedit dragostea față de noi prin faptul că și-a jertfit viața pentru noi. Pentru noi nu este o rușine ca să fim supuși Lui. Pentru noi nu este ceva care ne înspăimântă ca El ca să fie stăpân peste noi. Pentru noi este cea mai mare bucurie să ne știm poporul său, să ne știm mireasa lui, să ne știm supuși mirelui nostru.
Există atâta binecuvântare în a cunoaște această realitate. În a-L cunoaște pe Dumnezeu ca și Dumnezeul tău și a te cunoaște pe tine ca și creatura Lui. A-ți cunoaște locul în tot ceea ce înseamnă planul lui Dumnezeu, tot ceea ce înseamnă creația lui Dumnezeu. Această seară aș vrea să am doar câteva gânduri scurte. Vă mărturisesc că nu mă simt în stare ca să predic. Fizic mă simt destul de obosit. Dar aș vrea ca să privim câteva portrete foarte scurte din cartea psalmilor. Studiem împreună psalmii de ceva perioadă acum. Și aș vrea să vedem pe Dumnezeul nostru din psalm. Câteva portrete a Dumnezeului nostru din psalm ca să fie repere prin care să-L vedem pe Dumnezeu mai bine. Prin care să-L cunoaștem mai bine, să-L iubim mai mult. Psalmii ne prezintă în primul rând, așa cum toată Scriptura ne prezintă, pe Dumnezeu care este Creatorul. Dumnezeu care a creat cerul și pământul, Dumnezeu care a creat absolut totul. Psalmul 96 cu 5 spune că toți dumnezeii popoarelor sunt niște idoli, dar Domnul a făcut cerurile. Este punctul forță, punctul major al credinței creștine, că Dumnezeul nostru este singurul Dumnezeu adevărat. Și El se identifică prin această realitate că El și doar El este Cel care a creat totul. Alți idoli, alți dumnezei cu D mic, alte presupuse divinități care se prezintă oamenilor, fie niște șarlatani, fie niște manifestări demonice, pot ca să ateste și ei că au o anumită putere, dar există unul singur care poate spune că El a creat totul. Este singurul Dumnezeu adevărat și singurul Dumnezeu creator. Și știința dovedește realitatea că înainte ca să fie ceva, fizic vorbind, înainte ca să existe timp și spațiu și materie, nu a fost nimic. Până acum câțiva ani doar, erau diferite teorii care încercau ca să nege existența lui Dumnezeu prin a da diferite variante la ceea ce înseamnă existența Universului. Unii oameni de știință vineau și ziceau axioma că înainte ca să existe Universul a fost nimic și până când Dumnezeu nu a creat ceva, pur și simplu Universul n-a existat, este greșită. Este la fel de corect, ziceau ei, ca axiomatic să pornim de la ideea că Universul, așa cum îl cunoaștem noi ca și timp, materie, spațiu, pur și simplu a existat dintotdeauna. Și că la un moment dat, existența lui s-a schimbat într-adevăr. Poate că acum miliarde și miliarde de ani a fost un punct singular, o masă foarte densă de materie și de spațiu și de timp și, într-adevăr, Universul din veșnicie, să zicem, nu arăta ca și Universul acesta, dar a existat întotdeauna. Și a venit un moment în care, printr-un Big Bang, da, printr-o mare explozie, Universul a început să se extindă în mod rapid și, în felul acesta, am ajuns la Universul care îl cunoaștem astăzi. Dar, zic ei, sau au zis, pentru că au renunțat la această teorie, Universul, timpul, materia și spațiu au existat dintotdeauna. N-a fost nevoie ca cineva să le creeze. Pur și simplu există dintotdeauna. Ei, această teorie, de însă oamenii de știință, a fost dovedită ca și falsă și știința modernă ne arată necesitatea creației a timpului, a spațiului și a materiei din nimic. Adică există, și se poate dovedi științific, există un punct în timp în care, sau un punct înaintea timpului, în care n-a fost nimic, fizic vorbind, da? Spațial vorbind, temporal vorbind, și s-a întâmplat un eveniment prin care Universul a intrat în existență. Și Dumnezeu se identifică ca și Cel care a cauzat și a controlat acel eveniment.
El este, așa cum zicea un mare filosof, mișcătorul nemișcat. El este cauza cauzelor. Da? El cauzează lucrurile. El aduce universul ca să, în existență. Și este extrem de important pentru a cunoaște, extrem de important ca să cunoaștem pe Dumnezeu în identitatea Lui ca și creator. El este creatorul tuturor lucrurilor și asta îl identifică ca și fiind singurul Dumnezeu adevărat. Singurul Dumnezeu adevărat. Am trimis cineva astăzi un videoclip de la un comedian care făcea glume pe seama ce a existat prima dată, găina sau ou. Și zicea că cu siguranță că ou, pentru că nu-i posibil ca să ai găină dacă n-ai ou. Și după aia cineva, interlocutorul, zicea, bun, dar ou de unde a existat? Păi evident că a fost o găină. E o glumă. Dar indiferent ce a existat prima dată, găina sau ou, e clar că Dumnezeu le-a creat. Ori pe ou prima dată din care a ieșit găina, ori găină din care a ieșit, ori a creat și ou și găină în același timp. Da? Indiferent, nu poate exista nici ou, nici găină, fără ca cineva să le aducă în existență. Și ăsta este probabil unul dintre cele mai puternice argumente pentru existența lui Dumnezeu. Da? Ex nihilo, din nimic, vine nimic. Nu poate, nimicul nu poate ca să producă ceva. În schimb, un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu care nu este limitat de timp, care nu este limitat de spațiu, este capabil ca să producă timp și spațiu și materie. Da? Asta este extrem de important de înțeles. În al doilea rând, El este susținătorul tuturor lucrurilor. Acea idee a teismului deschis sau ateismului doar în care susține că există un creator, dar că acest creator a creat și după aia pur și simplu a lăsat creația de la sine. A creat un cadru, un sistem și a terminat. Da? Acea idee că a lui Voltaire, că totuși trebuie să existe un ceasornicar care a creat acest mare ceas. Voltaire n-a fost un creștin. În cel mai bun caz a fost un teist, dar probabil că nu un teist foarte bun, probabil că e iniad. Dar el zicea, uite, nu poți să, trebuie să existe cineva care a creat mecanismele astea, dar după aia a luat mânuțele de pe ele și ele merg de la sine și noi facem ce vrem și până la urmă stă și creatorul acesta și vede care va fi rezultatul. Da? Apropo, teologia asta a ateismului deschis, a faptul că Dumnezeu creează cadre și după aia stă cu mine la spate și vede ce se va întâmpla, se regăsește în foarte multă teologie contemporană, așa zisă evanghelică. Și este extrem de periculos. Extrem de periculos. Da? Lucrurile nu funcționează așa. Dumnezeu este susținătorul tuturor lucrurilor. Cadrele naturale, sistemele naturale care există, n-ar funcționa dacă El nu le-ar susține. Faptul că legea gravității, da, reglementează cumva felul în care Pământul se învârte în jurul Soarelui, nu dă un motiv pentru care legea gravitației ar trebui să existe. Înțelegeți? Legea gravitației există și funcționează, fizic vorbind, pentru că Dumnezeu reglementează și susține această funcționare. Dacă Dumnezeu nu s-ar mai implica în universul care l-a creat, inclusiv legile naturale s-ar destrăma. Inclusiv legile naturale s-au destrămat. Psalmul 104. Tu faci să țâșnească izvoarele în văi și ele curg printre munți. Tu adapi în ele toate fiarele câmpului. În ele își potolesc setea măgarii sălbatici. Păsările cerului locuiesc pe marginile lor și fac să le răsune glasul printre rămuri. Din locașul tău cel înalt, tu uzi munții. Păi frate, mai ales știi, copiii care fac științe naturale la școală, dar pe noi ne-a învățat că există un ciclu prin care se evaporează apa și apa intră în nor și după aia de la anumiți factori meteorologici se creează condens și după aia plouă și intră în pământ. Da, și eu le-am învățat astea la școală, dar întrebarea e de ce se întâmplă astea? De ce se interesat? Are apa un imperativ moral? Îi pasă apei că tu ai nevoie de ploaie? Te-ai gândit vreodată? De ce? La voia întâmplării se întâmplă asta. Și de ce funcționează acest sistem? De ce nu există un sistem
natural care pur și simplu nu funcționează, adică nu ar permite ca noi să trăim. Apropo de existența Universului, unii oameni al științei au venit cu o teorie numită teoria multiversului, în care ei au zis, măi, incorrect ca să gândești că singura soluție ar fi că există Universul nostru care l-a creat cineva și l-a reglementat în așa fel cu toate sistemele naturale încât să fie absolut perfect potrivit pentru existența vieții. Și este. Toți factorii ăștia naturali, între ghilimele, sunt așa de bine reglați încât dacă un pic s-ar devia de la legile naturale, pământul pe care trăim nu ar fi susținător de viață. Dacă am fi doar un pic mai aproape de soare, cu pământul am arde. Dacă am fi doar cu un pic mai departe de soare, cu pământul am înghețat de frig. Întrebarea e cum de la prima încercare a Universului nostru am nimerit exact la distanța necesară. Și explicație nu există logic, pentru că dacă stai bine să te gândești, explicația care se dă, de exemplu, în sistemul de evoluție este că în timp, prin încercări și prin permutații, se reglementează cumva sistemul natural încât în miliarde de ani să ajungem la starea în care suntem acum. Bun, asta funcționează cumva, quasi logic, la problema biologică, da? Dar nu funcționează, de exemplu, ce s-a întâmplat dacă Pământul ajungea în existență ca masă de materie prea aproape de Soare și era pur și simplu tras și înghițit de Soare. Sau prea departe și sărea din orbita Soarelui și nu mai exista vreodată suficientă căldură. Adică Pământul a avut o singură încercare să nimerească masa, distanță și așa mai departe, încât să meargă în orbită în jurul Soarelui la distanța perfectă să existe viață. Și vin oameni de știință și zic, iară n-ați gândit bine. Există această posibilitate a multiversului. Să ne închipuim, zic ei, să vezi câtă credință trebuie să ai să fii om de știință sau filosof. Să ne închipuim că există o mașinărie numită mașinăria multiversului. Și acest utilaj al multiversului produce variante multiple de universuri. Adică există un număr oarecare sau infinit de variante a lumii în care noi trăim. Pe altă lume oamenii sunt albaștri. Pe altă lume pământul e prea aproape. Pe altă lume e prea departe. Și există tot felul de variante și alea toate sunt falimentare, dar asta este exact varianta care e bună pentru existența vieții, da? La care creștinul spune, bine, și mașina aia cine a creat-o? Adică mașina aia cine a creat-o? Și cine a reglat în așa fel să producă universuri? Păi nu, n-ați înțeles, o să zică ei. N-ați înțeles, este un concept filosofic. Am înțeles, dar conceptele filosofice nu pot crea universuri. Da? Este nevoie de ceva care are puterea, inteligența, intenția de a crea universuri. La fel cum legile naturale. Ei zic, știi, legile naturale dovedesc că nu trebuie să existe Dumnezeu ca să existe viață și universul. Este o absurditate. Legile naturale, de exemplu, spun că dacă eu iau pixul acesta și îl las să cadă, gravitatea îl atrage către centrul gravitației, da? Dar gravitatea nu face altceva decât de fiecare dată când un obiect e lăsat să-l atragă spre centrul gravitației. Atât. Gravitația nu poate să zică vreau să creez ceva. Ea nu face altceva decât să repete aceeași acțiune. Ea nu are intenție, ea nu are dorințe, ea nu are inteligență, da? Înțelegeți? Conceptele filosofice sau legile naturale nu sunt capabile de la sine de a crea viață și de a susține viață. E nevoie de un agent moral, e nevoie de un agent gânditor care să-și propună să creeze și să susțină viață. Și să implementeze legi naturale pe care să le susțină, legi fizice și mecanisme fizice, pe care să le susțină prin puterea lui care este dincolo de lumea fizică. Tu faci să crească iarba pentru vite și verdețuri pentru nevoile omului, ca pământul să dea hrană, vin care înveselește inima omului, un de lemn care înfrumețesează fața și pâine care îi întărește inima. Altfel spus, tot ceea ce avem nevoie ne vine de la Dumnezeu. Tot, da? Mâncarea noastră, băutura noastră,
Cosmeticile, apropo, surori, îs de la Dumnezeu, nu de la Sephora. Domnul dă unde lemnul și fardurile și așa mai departe, ca să vă faceți mai frumoase, dacă se poate, decât așa cum v-a creat. Apropo, nu se poate, de multe ori stricați ceea ce a făcut Dumnezeu, mai bine ați lăsa cum le-a lăsat Dumnezeu. Dar Domnul dă toate lucrurile acestea și dacă nu le-ar da, n-ar exista, pur și simplu, da? Nu există un motiv suficient, doar natural, pentru care pământul trebuie să dea hrană. Păi nu, dar frate, sunt tot felul de chestii din astea agronomice și așa. Da, du-te în Sahara. Să vezi cum e acolo. Pământul nu dă nicio hrană acolo. De ce crezi că aici trebuie să dea? Înțelegeți? Deci de la sine, pământul nu este obligat ca să furnizeze aceste lucruri pentru noi, ci este obligat de Dumnezeu care îi poruncește ca să furnizeze aceste lucruri. 3. Dumnezeu este împăratul. Este împăratul de drept peste întreaga creatură. Psalmul 10:16. Domnul este împărat în veci de veci. Nu este supus la vot, nu este supus la discuție, nu poate fi demis, guvernul lui nu poate fi dat jos. El este împărat în veci de veci. Da? Psalmul 24. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. El este domnitor de drept peste creatura sa. Da? El nu este un agent politic, el nu este dependent de noi și nu are nevoie ca noi să-i dăm voia să guverneze peste noi. Da? Este multă discuție chiar și între noi despre, dar stai un pic, cum își permite Dumnezeu să îmi violeze libertățile mele? În fața lui Dumnezeu nu ai libertăți. În fața lui Dumnezeu nu ai drepturi decât cele care El ți le arogă. Punct. Atât. Dacă ai vreun drept în fața lui Dumnezeu, sunt în măsura în care El ți le dă și pentru perioada care ți le dă și ți le poate lua înapoi oricând. Este foarte, foarte simplu. Tu nu trebuie să-i dai voie ca El să fie împăratul tău. Tu nu trebuie să-L votezi, tu nu trebuie să fii de acord. Prin simplu fapt că existi, Jean-Jacques Rousseau zicea în opera lui despre contractul social, zicea că atunci când ne naștem în mod necesar, intrăm într-un contract social cu societatea în care ne-am născut, în care există niște parametri de funcționare. Și aceste lucruri, în mod normal, în timp, se descoperă și noi trebuie ca să acceptăm acest contract social, fie că ne convine, fie că nu ne convine. Dacă te-ai născut într-o țară democratică, există anumiți parametri în care poți funcționa. Și în momentul în care te-ai născut în ea, faci parte din acea societate și ți-ai dat cu semnătura, în mod implicit, la contractul social acei societăți. E, în același fel, în momentul în care ai intrat în existență, că vrei, că nu vrei, ai intrat într-un contract între tine și Dumnezeu, în care El este suveran și tu ești creatura Lui. Da? Realitatea că lucrurile stau așa, se văd și prin simplu fapt că n-ai fost consultat dacă vrei ca să vii în existență sau nu. Pur și simplu, nu, n-ai fost consultat. Dumnezeu n-a purtat o convorbire imaginară cu tine în mintea Lui, te-a dus așa în meta-existență și a zis: Sorine, tu ai vrea ca să te naști? Că nu vreau ca să te naști dacă tu n-ai vrea să te naști. Și s-a uitat cumva și a văzut că Sorin ar vrea să existe. Conceptul de Sorin sau de Cristi sau de Mihai, gândul de Mihai, nu exista până Dumnezeu nu l-a avut. Până n-a hotărât ca să-l aibă, da? Și nu s-a consultat cu nimeni când a hotărât ca să gândească existența mea. În momentul în care Dumnezeu a hotărât pentru mine ca să exist, eu sunt legat de guvernarea Lui, eu sunt sub autoritatea Lui, pentru că El are drepturi depline peste orice creează El. El este guvernatorul, El este împăratul de drept peste absolut tot și inclusiv peste mine. 4. El este sfânt. El este nu doar exemplificarea sfințeniei, El este definiția sfințeniei. El este total separat de tot ceea ce
există, pentru că din El provin toate, și El definește ce este bun și ce este rău, ce este moral și ce este imoral, da? El este, de altfel spus, sfânt. Psalmul 99:9. Înălțați pe Domnul, Dumnezeul nostru, și închinați-vă pe muntele Lui cel sfânt, căci Domnul, Dumnezeul nostru, este sfânt. Da? El este singurul care este sfânt în felul acesta. Noi suntem sfinți declarativ, în sensul că prin jertfa Domnului Iisus Hristos suntem declarați sfinți. Noi suntem sfinți prin faptul că suntem sfințiți în mod progresiv. Vom fi sfinți când vom fi proslăviți, dar Dumnezeu este sfânt într-un fel total aparte de orice altceva. Da? El este definiția sfințeniei, El este sursa sfințeniei și orice alt lucru care este sfânt, este sfânt raportat la El. Asta este important de înțeles. 5. El este judecătorul. El este judecătorul. Psalmul 7:11. Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. Sau, cum traduce noua traducere, care în acest caz redă mult mai bine, Dumnezeu este un judecător drept, Dumnezeu se înverșunează împotriva celui rău în fiecare zi. Da? Dumnezeu este mânios pe păcătos în fiecare zi. Dumnezeu nu poate să vadă înaintea Lui păcatul și să nu se mânie împotriva păcatului și împotriva celui care săvârșește păcatul. Faptul că Dumnezeu își restrânge pentru o vreme judecata Lui, ne spune Biblia, este doar ca să-și arate slava Lui la judecata finală. Dar El este un judecător drept și nu există păcat și nu există nicio greșeală împotriva Lui care nu va fi rectificată. Nici măcar una. Nici măcar una. Și Dumnezeu este mânios, înverșunat, împotriva păcatului, în mod constant. Doamne, eu nu pot să cred în asemenea Dumnezeu care este mânios. Atunci nu pot să crezi în Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu urăște păcatul. Urăște păcatul și va judeca păcatul. Și îl judecă și acum, dar în cele din urmă, El va judeca la judecata finală. 6. Dumnezeu este stânca noastră. Este foarte bine ca să-L cunoști pe Dumnezeu ca și creator, ca și susținător, ca și împărat, ca și sfânt, ca și judecător, în toate atributele Lui infinite. Dar este ceva deosebit ca să-L cunoști ca și Dumnezeul tău. Este diferența între a cunoaște ce ar trebui ca să fie un tată bun și a fi avut un tată bun, a avea un tată bun, a avea un tată iubitor. Este total diferit. Da? Un copil, un orfan care citește o carte despre ce înseamnă un părinte bun, e una, și un copil care este crescut de un părinte bun, e alta. Da? Al avea pe Dumnezeu ca Dumnezeul tău, avea acest Dumnezeu perfect ca și părintele tău, este ceva total aparte. Și El este într-adevăr stânca noastră. Este foarte important pentru noi, pentru copiii noștri, pentru familiile noastre, pentru psihicul și sănătatea omului, ca să existe lucruri nemișcate, stânci în viețile noastre. Da? Copiii au nevoie de un cămin sănătos, în care să știe că acolo e căsuța lor, acolo e mama și tata și camera lor și acolo sunt siguranță. Da? Familiile au nevoie de siguranță în societatea civilă, la servici, în biserică și așa mai departe. Simțim nevoia ca să avem lucruri în viața noastră care nu se clatină. Și când se clatină aceste lucruri, da, dacă ne-am pus încrederea în guvernul României și se clatină, dintr-o dată nu mai suntem siguri. Dacă ne-am pus speranța într-un predicator sau o biserică și se clatină, dintr-o dată parcă temeliile se mișcă de la loc. Dar Dumnezeu este imuabil. Nu se poate schimba, nu se poate mișca. El este stânca noastră, adăpostul nostru. Psalmul 18:31. Căci cine este Dumnezeu?
afară de Domnul? Și cine este o stâncă afară de Dumnezeul nostru? Există o singură persoană, și anume Dumnezeu, care este nemișcat, neschimbat, care este stânca noastră. El este, șapte, El este refugiul nostru. O, și câtă nevoie avem de un refugiu. În necazul nostru, în suferințele noastre. El este locul nostru de adăpost. Psalmul 91:2. El este locul meu de scăpare și cetățuia mea. Dumnezeul meu în care mă încred. Psalmul 46:1. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. De câte ori n-am avut nevoie de ajutor? Și am bătut la ușile unde am crezut că o să găsim ajutor și n-a fost acolo. Am mers la locurile în care am crezut că nu putem fi refuzați și am fost refuzați. El este adăpostul nostru în timpul de nevoie și El nu lipsește niciodată. Psalmul 9, la versetul 9 la 10. Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Ce lucru mare să cunoști numele Lui Dumnezeu, să ai o relație cu El, să știi că poți alerga la El în orice moment, să știi că același Dumnezeu, care este Creatorul, care este Susținătorul Universului, care este Împărat de Drept, care este Sfânt, care va judeca și judecă lumea, care este neschimbat și imuabil, care nu poate fi mișcat de la loc, este refugiul tău oricând, în orice circumstanță, pentru că este nu doar Dumnezeu la abstract, ci este Dumnezeul tău. Și tu ești parte din poporul Lui. 8. Dumnezeu este dreptatea noastră. El este răzbunătorul nostru. Creștinul are o concepție total diferită despre dreptate decât omul de rând. Omul de rând simte nevoia până la urmă, când ajunge la disperare, să-și facă dreptate. Pentru că dacă nu crezi în Dumnezeu, nu ai ideea că până la urmă orice nedreptate va fi reglementată de Dumnezeu. Nu există o curte de apel superioară. Și dacă justiția, dacă guvernul, dacă societatea civilă nu ți-a făcut dreptate, singura speranță care o mai ai ca și un om necredincios este să-ți faci tu dreptatea, să te răzbuni tu. Și așa se ajunge la violență, și așa se ajunge la tot felul de lucruri neplăcute. În schimb, creștinul are o perspectivă a dreptății total diferită. Creștinul, când este nedreptățit, nu înseamnă că nu-și caută dreptatea prin toate felurile care sunt la îndemâna lui, dar înseamnă că știe că chiar dacă nu va primi dreptate aici și acum, în cele din urmă Dumnezeu va face dreptate. Da? Dumnezeu va face dreptate. Psalmul 50:3. Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea Lui merge un foc mistuitor și împrejurul Lui o furtună puternică. Psalmul 94:1. Doamne, Dumnezeul răzbunărilor, Tu, Dumnezeul răzbunărilor, arată-Te. Psalmul 18:47. Dumnezeu, răzbunătorul meu, care îmi supune popoarele. Dumnezeu ne-a arătat foarte clar în Scriptură că pentru poporul Său ales a fost dispus ca să dea la schimb popoare. Pentru biserica Lui a fost dispus ca să ridice sau să coboare împărați. În cele din urmă, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Și Dumnezeu va fi răzbunătorul nostru. Dumnezeu va fi Cel care ne va face dreptate. De aceea noi putem să nu ne facem nouă dreptate. De aceea când primim o palmă, putem ca să întoarcem celălalt obraz. Înțelegeți? Dacă nu ai un Dumnezeu care va reglementa în mod final toate aceste lucruri, când primești o palmă, simți nevoia să dai un pumn. Când ești furat, nu simți nevoia să dai jos haina și să zici, auzi, nu vrei și haina, că poate ți-e frig când pleci la mine din casă. Simți nevoia să-i spargi capul. Să nu crezi că, da, îți protejezi proprietatea, familia, Biblia, până la urmă, reglementează și lucrurile acestea. Dar dacă nu poți ca să ți le protejezi,
Dacă nu poți ca să-ți faci dreptate, nu trebuie să trăiești cu ură, cu ciudă, cu gânduri de răzbunare malefice în care tu lasă că îl prind eu și îl rezolv eu cumva. Ci poți, nu ca și clișeu, ci ca și realitate, să zici vorba românească, na, lasă-l în plata Domnului. Pentru că există un Domn care îi va face să plătească. Tu știi lucrul ăsta cu certitudine. Și tu poți trăi o viață mult mai liniștită, să fii mult mai împăcat. Pentru că știi că Dumnezeu în cele din urmă va răzbuna copiii săi. 9. Dumnezeu este obiectul închinării noastre. Este singurul obiect al închinării noastre. Psalmul 99:5. Înălțați-vă pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați-vă înaintea așternutul picioarele Lui, căci este sfânt. Psalmul 147 cu versetul 1 ne spune: lăudați pe Domnul, căci este frumos. Este frumos, este plăcut. Este plăcut, lăudați, căci este frumos să lăudăm pe Domnul Dumnezeul nostru, căci este plăcut și se cuvine să lăudăm. Da? Două motivații. Cei care nu sunt creștini nu pot înțelege această dorință și această poruncă a lui Dumnezeu ca copiii lui să se închine tot timpul. Să se închine tot timpul. Vorbim cu cei necredincioși, măi, dar nu te saturi să te tot duci la biserică. Chiar n-ai nimic mai bun de făcut duminică dimineață. Nu te saturi să tot citești Biblia, nu te saturi să te tot rogi, nu te saturi să... Și ce Dumnezeu este care tot timpul te vrea să îngenunchezi înaintea Lui, tot timpul vrea ca să-i spui cât de frumos este, tot timpul vrea ca să îl admiri? Ceea ce nu pot înțelege ei sunt aceste două motivații care există. Pe de o parte, îl lăudăm pe Dumnezeu pentru că îi se cuvine lauda. I se datorează lauda. Și pe de altă parte, o facem pentru că este frumos și plăcut nouă. Da? Dumnezeu când ne poruncește ca să ne închinăm Lui, să lăudăm pe El, nu este El principalul beneficiar. Noi suntem principalii beneficiari. Noi care îl lăudăm, noi care îl admirăm, noi care ne bucurăm de prezența Lui în închinare, beneficiem de acest lucru minunat, frumos, deosebit. Și în același timp, îi se cuvine lauda, ca atare suntem datori ca să o facem. Versetul 7 din Psalmul 147. Cântați Domnului cu mulțumiri, lăudați pe Dumnezeul nostru cu harfa. Este chemarea noastră, este menirea noastră să lăudăm. În diferite feluri. În închinare în biserică, prin cântare, prin rugăciune, prin predicarea cuvântului, în viața noastră de zi cu zi, în familiile noastre, toată viața noastră are ca și obiect închinarea înainte lui Dumnezeu, închinarea la Dumnezeu. El este obiectul închinării noastre. 10. El este mântuitorul nostru. Dacă îl cunoști, dacă este Dumnezeul tău, dacă faci parte din poporul lui, că ești dependent de El, El este scăparea ta. El este Cel care te mântuie din văzduhul acestei lumi. El este Cel care te scoate din mijlocul acestei lumi și te ia la El. Psalmul 106:4-7 spune: scapă-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, și strânge-ne din mijlocul neamurilor, ca să lăudăm numele Tău cel sfânt și să ne fălim cu lauda Ta. Asta este dorința noastră. Să fim scăpați de trupurile acestea de carne, de viața aceasta, de suferințele acestea, de toate lucrurile care ne despart de Dumnezeu și să ne fălim o veșnicie cu lauda numelui Său, cu faptul că suntem poporul Lui, cu realitatea că El este Dumnezeul nostru. Aș vrea ca să concluzionez până a citi Psalmul 95, după care să mergem înaintea Domnului în rugăciune și să cerem binecuvântare și peste cina Domnului. Psalmul 95. Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude și să facem să răsune
cântece în cinstea Lui. Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare, mai presus de toți Dumnezeii. El ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. A Lui este marea, El a făcut-o. Și mâinile Lui au întocmit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, ca să plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru. Căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunei Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. O, de a-ți asculta azi glasul Lui, nu vă împietriți inima ca la Meriba, ca în ziua de la masa în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au încercat, măcar că văzuseră lucrările mele. 40 de ani m-am scârbit de neamul acesta și am zis, este un popor cu inima rătăcită. Ei nu cunosc căile mele. De aceea am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea. Vrem să-L cunoaștem cu adevărat pe acest Dumnezeu. Și vrem să ne închinăm Lui. Vrem ca El să fie stânca mântuirii noastre și să fie singura noastră scăpare. În această zi putem cu ușurință constata că poporul nostru în care ne-a pus Dumnezeu, poporul român, este într-adevăr o scârbă înaintea Lui. Și că El ar fi mai mult decât justificat să ne radă de pe fața pământului. Dar în această seară, la masa Domnului, într-un act de închinare și într-un act de protest suprem împotriva guvernatorilor acestei lumi, și anume un act al cinei Domnului în care declarăm că El este împăratul nostru, că El a câștigat bătălia copiii lui Dumnezeu, și noi ca și biserică, îl imploră pe Dumnezeu să nu ne lepede de la fața Lui. Să nu lepede această țară, să arate îndurare față de noi, biserica Lui, și față de această țară în care ne aflăm. Să dea înviorare și prin noi să lucreze trezire. Să spulbere inimi împietrite și să mântuiască. Pentru că mântuirea de care are nevoie poporul român și mântuirea de care avem noi nevoie și familiile noastre este mântuirea care o dă Dumnezeu și nicio altă mântuire. Este a cunoaște cine este Dumnezeu și cine suntem noi ca și creatura Lui și a ne închina Lui, pentru că El este Dumnezeul nostru.